emisiune prezentată de Aqua Carpatica. Crezi că atunci când ai început tu, dacă exista internetul la nivelul care există, crezi că era mai, aveați mai mult feedback, mai multă popularizare? Sau... Cred că da. Cred că din punctul ăsta de vedere, da. Dar în același timp am avut și, nu știu, a fost cumva noroc, pentru că noi nu eram cizelați. Adică abia acum ce începem să fim din ce în ce mai maturi muzical vorbind. Adică... Cât timp trebuie să dureze să fii matur muzical? Ceva ani, nu știu, minim 5-10 ani, I don't know, ceva de genul ăsta. Adică să-ți dai seama că tu ești într-o continuă creștere. Asta e, asta... Să fii un pas înainte tot da, timpul. Da, tot timpul, da. Să-ți dai seama că tot ceea ce faci tu e mai bine decât ce ai făcut înainte. Și să ajungi la concluzia asta îți trebuie ceva ani, dar să și faci îți trebuie și mai mulți ani. Părerea mea, na. Andule, tu ce zici? Băi, eu stăteam și mă gândeam. Andule, tu ce zici, mamă? Mă gândeam ca sound, ca producție față de ce făceam atunci, s-a îmbunătățit clar. Ca know-how, ca ce știm noi acum să facem, cum să zic, cum să promovăm un material sau cum, nu știu, cum să-l producem, cum să-l expunem și toate cele, la fel, este în plus. Adică atunci nu știam chestiile astea. Atunci încă aveam nevoie de o casă de discuri, de un label, de ceva. Noi ne-am cunoscut la Urban Records. Avem cu bituri, unde mergeați cu bituri pe dischete. Exact. Chiar avem niște piese, de exemplu, primul meu mixtape, pe care l-am făcut în 2003, am o piesă cu Raparta, care sună bine chiar și acum. Deci chiar râdeam cu grămă și ziceam, băi, piesa aia sună bine și acum și nu ne rușine cu ea. Dar, cumva, sound-ul și producția și tot ce facem și conținutul versurilor și lirica și tot și deliver-ul și tot s-a îmbunătățit, clar. Deci consider că s-a ajuns la maturitatea asta de care zice și Gnom. Ok, albumul ăsta, uite, hai să luăm pe rând, Andu, tu ai colaborat cu foarte, foarte multă lume, nu știu, mai e cineva care n-a colaborat cu Andu, nu știu, mai există cineva, cred că Foo Fighters sau nu știu, cineva de genul ăsta. Mai sunt câțiva. Care au fost oamenii cu care te-ai simțit tu cel mai ok din punct de vedere muzical, cel mai click? Păi, clar, Gnom de față, pentru că altfel nu puteam să facem un album, adică n-am fi putut să stăm în studio, că imaginează-ți ca să înregistrezi, ca să compui, da, că... trebuie să faci și beat-uri bine. Am avut niște idei de beat-uri, le-am combinat împreună, în fine. Dar ca să mă înregistrezi, să produci și să masterizezi un album și așa, trebuie să te înțelegi cu artistul respectiv. Și pentru tine care au fost Gnom și au mai fost, zice, ai, au mai fost spune, mulți, mai spunem doi. Au fost mulți oameni cu care am avut proiecte, dar s-au lăsat cumva sau ceva cu care m-am înțeles bine. De exemplu, Pretor de la Verita Saga. Am făcut două albume, i-am produs două albume și multe alte piese și multe alte chestii și ne-am înțeles bine. După el, nu știu ce face muzical. La fel, colaborări cu cine am făcut, de la cei mai underground la cei mai mainstream, m-am înțeles foarte bine și altfel nu făceam chestiile alea și... Și în aceeași întrebare, ce părei, Gnom, cu oameni care ai colaborat, unde te-ai simțit cel mai bine? În mijlocul... Păi, mijlocul cui? Cu Andu. Și mă simt bine, na, brigada asta, ateliere de creație pe care, cu care mă reprezint reciproc. Și, nu știu, m-am simțit tot timpul cu oameni... pe care îi respect, m-am simțit bine. Na, uite cum e Cagulă, ca și Andu, tău ca stau Cagulă. Cagulă a fost tătic. Și cu Vex, Norzeatic, tot timpul m-am simțit s-a bine. Uităm pe Vex, că el poate să se uite acum pe internet și acolo. Internet, ai văzut? Ai, internet asta. Ce bine că l-avem. Știu că tu ai mai fost, sau mă rog, împreună, dar știu de tine, ați fost și în diverse jurii, la concursuri, la battle-uri. Da. E cineva acum care vine din urmă și care... pe care, nu știu, simți tu, bă, uite, boy, da, super clar, tare omul ăsta, da, adică clar. Dacă era în 2001... E psihotrop, clar. Da, din punctul meu de vedere, na, e un băiat cu bun simț și cu o dorință de a ști mai multe și se și documentează despre orice. Chiar e ok, na. Big up, psihotrop. Big care up. Psihotrop e și pe albumul vostru. Este. Da. Piesa se numește, care era? Altfel. Numărul 8. Eu am avut asta de ceva albume, două episoade din sequelul ăsta pe care o să-l continui să-l fac, se numește Rapul e pe mâini bune. Și am avut niște oameni pe care i-am încercat să-i promovez și unul dintre ei a fost Psihotrop în a doua perioadă. Și unde poate să vadă pe lumea? Pe albumele mele precedente, intrați pe magazin.omugnom.com sau pe omugnom.com sau pe internet și căutați albumul Omugnom și le găsiți pe toate. Sau pe internetul ăla nebun. Sau mă găsiți pe stradă, dați un semn. Salut băiete, dă-mi și mie. E nici tu de din rucsac. Da. Am înțeles.
emisiune prezentată de Aqua Carpatica.